Bună seara, vă spun din nou, din studioul Prodonces Media, Daniel Fodorean sunt și în această seară o nouă emisiune, un nou mesaj pentru fiecare dintre noi, pentru fiecare dintre cei care ne urmăriți. Ne pregătim de sărbătoarea întrupării Domnului Iisus Hristos. Cum va fi Crăciunul acesta? Ce se va întâmpla? Sunt întrebări legitime pe care fiecare dintre noi le avem în minte, le ridicăm, încercăm să căutăm răspunsuri. Cu siguranță sărbătoarea va exista. Pentru că Iisus Hristos, Cel care a venit în lumea noastră, este Cel care a trăit, trăiește și are o veșnicie în care domnește. De aceea Iisus Hristos, Cel pe care noi îl sărbătorim, este viu în vecii vecilor. De aceea, în seara aceasta, din nou, o nouă emisiune despre întruparea Domnului Iisus Hristos în această perioadă a pregătirii. Vorbim în seara aceasta despre întrupare și teologia creștină. Invitat în studio este domnul Ieremia Rusu, rectorul Institutului Teologic Creștin după Evanghelie Timoteus. Vă spun bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit pe dumneavoastră și telespectatorii dumneavoastră. E o bucurie să fim pentru prima dată, de fapt, în studio împreună, la o discuție interesantă despre o sărbătoare atât de frumoasă. Înainte de a intra subiectul nostru, întruparea Domnului Iisus Hristos și teologia creștină, aș vrea să vă întreb câteva lucruri despre dumneavoastră, și anume, pentru cei care ne urmăresc, sunteți rectorul Institutului Teologic Creștinul pe Evanghelie din București, în această calitate de mai mulți ani. Cum ați ajuns să îmbrățișați această slujire de predare în învățământul confesional, învățământul creștin după Evanghelie, și dacă vreți să ne spuneți câteva lucruri introductive în această direcție? Pentru mine, de când m-am întors la Dumnezeu, Biblia a fost pasiunea mea și să-L cunosc pe Dumnezeu, pe Domnul Iisus Hristos. Însă, în perioada comunistă, nu am putut ca să studiez teologie, nu era o carieră pentru creștinii după Evanghelie, nu aveam niciun institut biblic, dar am făcut multe studii underground în perioada aceea, prin BE, Biblical Education by Extension, și după aceea, în anul 1991, am înființat Institutul Teologic Timoteus. La început a fost Școala Biblică Post-Liceală Timoteus, iar în anul 1992, prin hotărârea de guvern, s-a înființat Institutul Teologic Creștin pe Evanghelie Timoteus din București. Și în anul 1991 am plecat de la serviciul pe care îl aveam, făcusem facultatea de electronică și telecomunicații în București, am fost inginer de sistem la un oficiu de calcul în Ploiești, am părăsit serviciul acela de inginer de sistem ca să fiu implicat în învățământul teologic. Bine, am mai avut pe lângă aceasta și ca director la postul de radio Vocea Evangheliei în perioadele de începuturi, până în 2003, de fapt. Dar preocuparea mea principală a fost învățământul teologic. Și de atunci, din anul 1992, când a fost printre membrii fondatori din Biserica Creștină pe Evanghelie, am contribuit împreună cu ceilalți credincioși la dezvoltarea acestui institut, care, prin harul lui Dumnezeu, de atunci până astăzi, a pregătit peste 650 de slujitori ai Domnului, și aceasta a fost o binecuvântare pentru bisericile creștine pe Evanghelie din România, din diaspora, și nu numai, pentru că avem și de la studenți și de la alte confesiuni creștine. Da, mulțumim pentru această prezentare. Cred că va fi nevoie poate odată să discutăm o întreagă emisiune despre istoria și ceea ce s-a realizat în acești ani de la înființarea Institutului Teologic Timoteus. Aș vrea să intrăm în subiectul nostru despre nașterea Domnului Iisus Hristos. Sunteți
orientat spre latura doctrinară, teologică, studiile dumneavoastră de doctorat sunt în domeniul acesta al teologiei sistematice. Ce reprezintă din punct de vedere teologic întruparea Domnului Iisus Hristos? Întruparea Domnului Iisus Hristos este esențială pentru credința creștină și pentru cunoașterea lui Dumnezeu. Și aceasta o spune însuși Domnul Iisus Hristos atunci când a avut o dispută cu iudeii care vroiau ca să îl atace pentru că se făcea pe sine deopotrivă cu Dumnezeu. În Ioan capitolul 5, la versetul 39, Domnul Iisus le spune: cercetați Scripturile, fiindcă socotiți că prin ele aveți viața veșnică. Dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Și venirea Domnului Iisus Hristos în lume a însemnat pentru teologia creștină, a însemnat esența teologiei creștine, pentru că ni-l dezvăluie pe Dumnezeu, cum este Dumnezeu. Și cunoașterea lui Dumnezeu este legată de cunoașterea Domnului Iisus Hristos. Cunoașterea lui Dumnezeu într-o formă superioară, o revelație dezvoltată, pentru că din faptul că Domnul Iisus Hristos este și Dumnezeu și om în același timp, oamenii au înțeles că Dumnezeu este trinitar, e triunic. Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Iar pe lângă cunoașterea lui Dumnezeu, a fost posibilă realizarea mântuirii. Domnul Iisus Hristos, prin întrupare, viața ca om, fără niciun păcat, încărcarea la cruce cu păcatele noastre ale tuturor, jertfirea pe cruce, învierea și apoi înălțarea, toate acestea au dus la oferirea omenirii unei căi de mântuire, singurei căi de mântuire, El este Mântuitorul Lumii. De asemenea, întruparea Domnului Iisus Hristos înseamnă și pentru noi, înseamnă căpătarea vieții veșnice. Pentru că trebuie ca să ne încredem în El, să credem că El a venit în trup, că a trăit ca om, că a murit pentru păcatele noastre, că a înviat și este viu în vecii vecilor. Doar așa putem primi mântuirea. Viața veșnică depinde esențial de cunoașterea Domnului Iisus Hristos ca Dumnezeu întrupat și ca Cel care s-a jertfit pentru noi și care acum este viu în vecii vecilor. Și viața noastră este, ca și creștini, viața noastră de aici, de pe pământ, până în veșnicie, viața noastră depinde în mod esențial de Domnul Iisus Hristos. Pentru că nu există viață creștină fără a fi unit cu Hristos. Viața creștină nu este încadrarea în niște norme, în niște dogme, într-un comportament creștin, în urmând anumite reguli și anumite legi, ci este o viață interioară creată de Duhul lui Dumnezeu pentru toți cei ce se încred în Domnul Iisus Hristos pentru mântuirea lor. Și nu putem trăi această viață creștină decât uniți cu Domnul Iisus Hristos. Interesant, ați rostit trei, să spun așa, idei fundamentale pentru teologia creștină: cunoașterea lui Dumnezeu, salvarea omului și veșnicia împreună cu Dumnezeu. Ar fi poate o întrebare aici pe care cineva ar avea-o. Exemplu, de ce nu s-a putut realiza mântuirea aceasta dacă Iisus Hristos ar fi rămas în ceruri? De ce mântuirea n-ar fi putut să fie realizată pe deplin fără întrupare? N-ar fi putut să fie o mântuire care s-ar fi realizat în afara spațiului acesta terestru? A fost absolut necesară întruparea Domnului Iisus Hristos și aceasta face parte dintr-un plan veșnic alcătuit de Dumnezeu în sine însuși. Și acest plan a fost o taină pentru cei din Vechiul Testament, dar a fost descoperită în Domnul Iisus Hristos. Și a fost absolut necesară pentru că Dumnezeu a stabilit și a anunțat prin jertfele Vechiului Testament
calea de mântuire. Care va fi calea de mântuire? Calea de mântuire este jertfa de substituție sau de înlocuire. Și trebuia să vină Domnul Iisus Hristos ca om desăvârșit, care nu a săvârșit niciodată niciun păcat, și El care a împlinit toate cerințele lui Dumnezeu, a trăit după standardele lui Dumnezeu întotdeauna. El, cel nevinovat, a preluat păcatele noastre ale tuturor. Și Ioan Botezătorul spune, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. A trebuit să vină Domnul Iisus Hristos ca om, ca să preia păcatele tuturor oamenilor de pretutindeni din toate timpurile, pentru ca Domnul Iisus Hristos să moară și pentru păcatul meu și pentru păcatul fiecărui om de pe fața pământului. Și numai așa, plătind pentru păcatele noastre, nu așa a fost posibil ca Domnul Iisus Hristos să ne ofere dreptul de a intra la Tatăl, sau cum este tradus în Biblia Cornilescu, neprihănirea lui Dumnezeu. Și interesant este că această plătire a prețului a trebuit să fie făcută în calitatea lui și în umanitatea lui, identificându-se el însuși cu situațiile prin care noi trecem, totuși fără păcat, dar arătându-ne calea spre Dumnezeu. Este întruparea Domnului Iisus Hristos un punct de cotitură în învățătura biblică, într-un fel aduce întruparea Domnului Iisus Hristos și venirea Lui în lume un punct de turnură în toată învățătura între Vechiul și Noul Testament? Da, întruparea Domnului Iisus Hristos este mai mult decât un punct de cotitură, l-aș numi un punct culminant, pentru că a făcut parte din planul lui Dumnezeu stabilit mai dinainte și El a venit pe pământul acesta ca să împlinească ceea ce fusese deja anunțat, profețit în Vechiul Testament. Și în felul acesta a început o nouă eră, o nouă epocă sau dispensațiune. Sigur, eu sunt împotriva ultradispensaționalismului lui John Darby, dar în Biblie găsim și cuvântul acesta de dispensație, care a fost tradus prin dispensație, o economos, care înseamnă o economie, un anumit mod de lucru al lui Dumnezeu într-o anumită perioadă a istoriei. Și prin Domnul Iisus Hristos a început o epocă nouă. Și în Efeseni, capitolul 1, versetele 9-10, scrie căci a binevoit să ne descopere taina voiei sale după planul pe care l-a alcătuise în sine însuși, ca să-l aducă la îndeplinire, la împlinirea vremilor, spre a-și uni iarăși într-unul în Hristos toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ. Deci a început această nouă epocă și a început prin întruparea Domnului Iisus Hristos. Era o taină pe care o păstrase până la împlinirea vremurilor. Și atunci, această taină stabilită după planul lui Dumnezeu pe care l-a alcătuise în sine însuși înainte chiar de a crea omenirea, este începutul mântuirii, realizarea mântuirii omului. Și tot așa spune în Galateni, capitolul 4, versetele 4-5, dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm înfierea. Domnul Iisus Hristos a venit ca să șteargă păcatul oamenilor, ca să împace pe om cu Dumnezeu, ca să împace omul cu sine și oamenii între ei, a venit ca să răscumpere pe oameni de sub robia legii. Și aș vrea să mai subliniez aici ceva, de ce este un punct culminant. Nu este singurul, dar în planul lui Dumnezeu. Dar este un punct culminant prin întruparea Fiului lui Dumnezeu, pentru că în întrupare, ca și în jertfă, se vede dragostea lui Dumnezeu. În 1 Ioan 4, versetele 9-10, în versetul 8 spune că Dumnezeu este dragoste, dezvăluie esența lui Dumnezeu, este dragoste. Iar în versetele următoare, 9-10,
Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El. Deci, iată întrupare. A trimis în lume. Și dragostea nu stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Deci, dovada iubirii divine se vede în întrupare și în a trimis în lume și a trimis ca jertfă și în jertfa Domnului Iisus Hristos. Din nefericire, mulți oameni, chiar și teologii liberali, vor ca să despartă dragostea lui Dumnezeu, să beneficiem de ea, dar fără Hristos nu se poate. Dragostea lui Dumnezeu este arătată plenar în Hristos. Întrupare, jertfa pe cruce. Deci, cu alte cuvinte, reținem că venirea Domnului Iisus Hristos face două lucruri, împlinește ceea ce deja a fost rostit, profețit, și în același timp aduce un început care înseamnă, de fapt, cum spuneați în viziunea dumneavoastră și a Scripturii, de fapt, înseamnă, de fapt, o altă etapă în acest plan al mântuirii. Deci, am putea vorbi despre Domnul Iisus Hristos într-un limbaj figurativ, că ar fi Cel care a pus punct Vechiului Testament sau este Cel care este virgula în tot această perspectivă largă a învățăturii Sfintelor Scripturi? Aș spune punctul culminant al Vechiului Testament și începutul unei noi epoci în Noul Testament. Deci, pentru că este împlinirea Vechiului Testament. Ceea ce era prefigurat în Vechiul Testament a fost împlinit în Domnul Iisus Hristos. Vorbeam despre faptul că odată ce Domnul Iisus Hristos a venit în lume, venirea Lui a fost cu scop, o venire anunțată, planificată și printre aceste scopuri este și al descoperi pe Dumnezeu. Ce aduce în plus venirea Domnului Iisus Hristos în acest domeniu al cunoașterii Lui Dumnezeu? Aduce revelația Lui Dumnezeu transcendent, o aduce în termenii umani, ca noi să înțelegem cine este Dumnezeu. Sigur că Dumnezeu se revelează prin revelația generală, adică creație și conștiință. S-a revelat în Vechiul Testament, prin profeții, prin lucrările pe care El a făcut, mai ales cu poporul evreu sau în viața unor indivizi. Dar în Evrei, capitolul 1, versetele 1-3, scrie: după ce a vorbit în vechime părinților noștri, prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul pe care L-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. El, care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curățirea păcatelor și a șezut la dreapta măririi în locurile prea înalte. Deci, Domnul Iisus Hristos este apogeul revelației și atunci când vrem să știm cum este Dumnezeu, triunul Dumnezeu, trebuie să vedem cum este Domnul Iisus Hristos în faptele sale, în învățătura sa, în lucrarea de mântuire și lucrarea pe care o face chiar și în prezent ca mijlocitor înaintea Tatălui pentru noi. Și El este, spune aici, oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui. Întipărirea ființei Lui este cuvântul grec caracter, că unde avem și noi caracter, este ideea aceasta de reprezentare exactă, precisă. Este pur și simplu revelația lui Dumnezeu. L-a revelat pe Dumnezeu Tatăl. Lucru pe care îl spune, de fapt, și Apostolul Ioan în Evanghelia sa, în capitolul 1, cu versetul 18. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurului Fiu care este în sânul Tatălui, acela L-a făcut cunoscut. De ce? Pentru că Domnul Iisus Hristos este purtătorul chipului lui Dumnezeu, este însuși chipul lui Dumnezeu. Noi, ca oameni, am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Acesta a fost ruinat de păcatul omului, nu pierdut, ruinat.
Și Dumnezeu a vrut să restaureze chipul său în om și a trimis pe unicul său fiu, care este, așa cum a spus în Evrei, capitolul 1, versetul 3, oglindirea slavei lui și întipărirea ființei lui. Și în felul acesta restaurează chipul lui Dumnezeu. Noi, imago Dei, cum este numită în teologie, suntem refăcuți, reconstituiți prin lucrarea Duhului lui Dumnezeu după chipul Domnului Iisus Hristos. Deci chipul prezentat de multe feluri prin proroci și în multe chipuri a fost totuși insuficient, o imagine nu atât de precisă, de aceea revelația a fost progresivă, nu s-au cunoscut din prima toate lucrurile și vrem să spunem că ne va trebui și veșnicia ca să... Cu alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos a dus o revelație precisă, o cunoaștere precisă despre Dumnezeu, este Cel care l-a descoperit pe Dumnezeu așa cum este și aveam nevoie de această imagine pentru a vedea nu doar un Dumnezeu abstract, ci avea vedea cum Dumnezeu este real și cum se conectează la situațiile prin care noi trecem. Dacă ne gândim la această idee a cunoașterii lui Dumnezeu, în ce fel Domnul Iisus Hristos în viața Lui l-a făcut de cunoscut pe Dumnezeu? Pentru că spuneam că l-a descoperit pe Dumnezeu. În ce fel l-a descoperit? A arătat cât de minunat este Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu s-a văzut prin faptul că a trimis pe Fiul Său în lume. Această călătorie fascinantă, numai dacă te gândești că a trecut de la veșnic, de la etern, a trecut la temporal, dacă te gândești la faptul că de la nemărginit a trecut la limitările naturii umane, El care are toată puterea, este omnipotent, a ajuns ca să cunoască slăbiciunea ființei umane, de la gloria sa în ceruri, ca să fie batjocorit, să fie bătut, să fie scuipat, să chiar cei care au beneficiat de pe urma minunilor sale, au ajuns ca să îl... să-l osândească, iar răstignește la moarte cu el, sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri. Așa l-au condamnat pe Domnul Iisus Hristos la moarte. Și el a făcut toate acestea din dragoste pentru noi. Apoi, viața fără păcat, plină de bunătate. Și Domnul Iisus chiar spune în Matei 11:28, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima. Toate aceste caracteristici, virtuți, le găsim în Domnul Iisus Hristos, caracterul perfect al Tatălui, al lui Dumnezeu, triunul Dumnezeu se găsește în Domnul Iisus Hristos. Și apoi învățătura sa desăvârșită, numai dacă iei rețeta fericirii, care este fantastică, de neimaginat, n-a existat niciodată așa ceva în toată filozofia și între toate religiile lumii, rețeta fericirii, ferice de cei săraci în duh, ferice, e uimitorul acesta. Apoi vedem minunile pe care le-a făcut. Și minunile au fost făcute, sigur, pentru beneficiul oamenilor, dar mai mult decât atât, ca să arate cine este Domnul Iisus Hristos și ce face El. El a putut să spună, eu sunt învierea și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Și face această afirmație atunci când îl înviază pe Lazar, care era mort de 4 zile. Sau, eu sunt pâinea vieții și El este Cel care a înmulțit pâinile. Eu sunt lumina lumii și a dat orbului din naștere, i-a dat să primească vederea. Deci, toate aceste revelații prin minunile pe care El le-a făcut
el a făcut pentru noi și ne-a arătat cum este Dumnezeu. Apoi învierea Domnului Iisus Hristos și puterea învierii sale, faptul că prin învierea sa dăruiește viață oamenilor, și aceasta arată faptul că Dumnezeu este dătătorul și susținătorul vieții. Deci nu avem nevoie de o altă cale de a cunoaște pe Dumnezeu, chiar dacă, de exemplu, gnosticii, gândindu-ne din perspectiva scrisorii Apostolului Pavel către Coloseni, propuneau tot felul de căi tainice de a-L cunoaște, de a ajunge de să cunoști, să cunoști pe Dumnezeu, divinitatea care este în centru tuturor lucrurilor, Iisus Hristos este suficient pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu. Acesta ar fi mesajul. Foarte adevărat lucrul acesta, pentru că El este întipărirea Ființei lui Dumnezeu. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurului Fiu care este în sânul Tatălui, acela L-a făcut cunoscut. Și în Domnul Iisus Hristos vedem cine este Dumnezeu. Și nu există altă cale de mântuire, aceasta este evident, pentru că doar Domnul Iisus Hristos, care este Dumnezeu și om, a putut ca să moară pentru păcatele celorlalți oameni. Toți ceilalți întemeitori de religii, toate celelalte căi, toate sunt deficitare, pentru că fiecare întemeitor de religie are nevoie de mântuire. Toți sunt oameni care au păcătuit și au nevoie de mântuire. De aceea, singurul mântuitor al lumii este Domnul Iisus Hristos. Există pe lângă sau corelat cu această temă cunoaștere și tema adevărului, pe care mi se pare că Apostolul Ioan o surprinde foarte bine în epistola sa, în primul capitol, unde ne explică despre cuvântul, despre Logosul lui Dumnezeu, și aici Ioan face o afirmație că noi am primit harul și adevărul prin Domnul Iisus Hristos. Ce înseamnă acest lucru pentru noi? Cum a fost Hristos, adevărul? Ce înseamnă că El ne-a dus har? La ce fel de har se referă? Da, în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetele 14 la 18, spune acesta și spune că și noi am primit din plinătatea Lui și har după har, căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Atât legea, cât și harul sunt de la Dumnezeu. Ambele sunt de la Dumnezeu. Și intermediarul, sursa este de Dumnezeu în ambele cazuri, iar intermediarul legii a fost Moise, iar cel care a adus harul a fost Domnul Iisus Hristos. În lege se găsea har. Dar așa cum zicea Filon din Alexandria sau Filon, iudeul istoric și filozof, har pentru cei drepți. Nu că cei drepți ar fi meritat, dar au și ceva, un statut mai înalt, sunt drepți și de aceea ei primesc har. Harul lui Dumnezeu înseamnă favoarea, darul nemeritat al lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu îl face oamenilor, nu pentru meritele omului, ci în ciuda păcătoșeniei lui. Deci nu pentru merite, ci în ciuda păcătoșeniei lui. Și o imagine frumoasă este aceasta. Vine un hoț, are nevoie de mâncare și dă-i de mâncare. Acesta nu-i har. Pentru că omul avea o nevoie și îi dă de mâncare. Vine un hoț, te jefuiește și tu îi dă-i de mâncare. Acesta este harul. Dumnezeu ne-a dăruit nu ceea ce meritam, că noi meritam pedeapsa pentru păcatele noastre, ci ne-a dăruit pe însuși Fiul sau pe Domnul Iisus Hristos. Și acest har a venit ca să aducă mântuire. Pentru că niciun om nu a fost capabil să țină legea. Legea a dezvăluit necesitatea de a veni un mântuitor. Și lucrul acesta era cunoscut de oamenii lui Dumnezeu din Vechiul Testament. De exemplu, Iov spune, știu că răscumpărătorul meu este viu. Își dădea seama că nu prin, și Iov era un om cu care s-a lăudat Dumnezeu pentru neprihănirea lui, pentru dreptatea lui, pentru viața lui curată. Dar el își dădea seama că
nu prin dreptatea lui poate să stea înaintea lui Dumnezeu, are nevoie de un răscumpărător. În psalmul de pocăință, David, în psalmul 51, spune acolo, dacă ai fi dorit jertfe, ți-aș fi adus. Dar tu nu dorești aceasta, ci o inimă și un duc zdrobit. Și el și-a dat seama că nu prin jertfele pe care le aducea putea ca să scape de povara păcatului, ci doar Dumnezeu are un mijloc, nu știa care este, noi știm. A trebuit să vină Fiul lui Dumnezeu ca să dăruiască mântuire oamenilor, pentru că El a preluat păcatele tuturor și a plătit pentru ele. Și ofensa pe care noi am adus-o înaintea lui Dumnezeu, împotriva lui Dumnezeu, păcatul nostru a fost plătit, astfel încât Dumnezeu, care este drept, poate să ierte. Dar cum primesc eu iertare? Dacă mântuirea a fost realizată de Domnul Iisus Hristos prin moartea pe cruce, îngroparea, învierea și înălțarea la cer, dacă mântuirea a fost realizată, eu o primesc prin har. Prin har ea a fost realizată pentru mine, dar o primesc prin har. Și am și eu ceva de făcut. Pocăință și credință. Asta e convertirea sau întoarcerea la Dumnezeu. Să mă pocăiesc și să cred. Și acesta a fost și mesajul Domnului Iisus Hristos. Deci, mântuirea pe care Domnul Iisus Hristos a realizat-o și de care noi nu puteam să ne atingem, nu puteam ca să împlinim cerințele lui Dumnezeu, să trăim la standardele lui Dumnezeu, mântuirea aceasta o oferă gratis. Nu puteam să o obțin și în ciuda păcătoșeniei mele îmi dă har, îmi dă această mântuire. Și eu o primesc prin pocăință și credință. Cumva putem să spunem că întruparea Domnului Iisus Hristos este de fapt mesajul pe care Dumnezeu îl trimite, că în ciuda ceea ce noi merităm, El poate să ne dea mântuirea, egal har. Cu alte cuvinte, este un mesaj extraordinar de puternic. Voi nu meritați, dar cu toate acestea eu sunt dispus să vă ofer tocmai prin venirea Fiului meu. Și ca orice dar, nu poate fi plătit. Nu, dacă aș da, cineva mi oferă un cadou. Dacă i-aș da bani pentru cadou acela, l-aș jigni. Nu mai este cadou. Că de fapt nu mai este dar, nu mai este cadou. Noi nu puteam să plătim mântuirea noastră, nu aveam cum. Nu pot în psalmi spune că nu se pot răscumpăra unul pe altul și nici da lui Dumnezeu prețul răscumpărării. Nu am cu ce să-i plătesc lui Dumnezeu ofensa și nici nu pot trăi la nivelul standardelor lui Dumnezeu. Și atunci am nevoie de un mântuitor. Și atunci cadoul lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu, acest cadou nemeritat, har, favoarea pe care o primesc de la Dumnezeu, este Domnul Iisus Hristos, persoana Domnului Iisus Hristos și mântuirea pe care El mi-o oferă. Cât plătesc pentru ea? Nimic. Cum o primesc? Tot prin harul lui Dumnezeu o primesc. Pentru că, până la urmă, și credința e tot darul lui Dumnezeu. Interesant este că Apostolul Ioan aici vorbește despre faptul că noi am primit har prin venirea Domnului Iisus Hristos, dar am primit și adevăr. Era un adevăr insuficient în Vechiul Testament, în lege. Am primit adevăr. La ce adevăr se referă aici? Care, despre ce adevăr este vorba? Adevărul sau realitatea se referă la cunoașterea realității spirituale care ne-a fost revelată, dezvăluită în Domnul Iisus Hristos. Și în Vechiul Testament era o cunoaștere a lui Dumnezeu, dar era parțială. În Noul Testament a venit Domnul Iisus Hristos, a dezvăluit adevărurile reale despre starea omului, despre nevoia de mântuire, mijlocul de salvare, cum este Dumnezeu. Iar după plecarea sa, a dat un mângâietor pe Duhul adevărului, pe Duhul Sfânt, care să dezvăluie în continuare ceea ce nu a putut să le spună. Domnul Iisus spune în Ioan 12, ucenicilor, mai multe lucruri să vă spun, dar acum nu le puteți purta. Și spune că voi trimite un alt mângâietor pe Duhul adevărului, care vă va învăța toate lucrurile. Și avem în felul acesta
finalizarea revelației scrise, care este Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, și de la încheierea ultimei cărți a Noului Testament, de la încheierea aceasta a Bibliei, avem revelația lui Dumnezeu completă, suficientă pentru mântuirea noastră. Nu înseamnă că cunoaștem toate lucrurile. Nu înseamnă că înțelegem toată revelația lui Dumnezeu. De aceea studiem și teologie. Deci, cu alte cuvinte, afirmația și explicația pe care a stat-o este că nu poți să pretinzi că ai adevărul despre Dumnezeu dacă nu ești conectat, nu ești într-o legătură cu Domnul Iisus Hristos, pentru că dacă El este Cel care a adus adevărul spre noi, înseamnă că e nevoie de o conectare cu sursa acestui adevăr și cu mijlocul lui, în așa fel încât să cunoaștem pe Dumnezeu. Astăzi, problema adevărului fiind pusă în discuție în tot felul de, atât în studiile filozofice, cât și în teologie, problema aceasta adevărului, unii pretind că au adevărul, dar fără revelație și separă adevărul de revelație, îl așează la nivelul deciziei sociale și un fel de acord social. Ce a spus este că noi primim adevărul prin revelația care ne-a fost dată prin Domnul Iisus Hristos. Teologia, deși după denumire, e teos și logia, care înseamnă știință sau cuvânt. Teologia este mai mult decât o știință. Pentru că știința se ocupă de lucrurile imanente, de realitatea aceasta a Universului, palpabilă a Universului. Teologia se ocupă și de o altă dimensiune, se ocupă și de aceasta. Este regina științelor, dar se ocupă și de acel aspect transcendent, care ne vine prin revelație. Sigur că cerurile spun slava lui Dumnezeu, știm sigur că Dumnezeu se revelează și în conștiința noastră, dar dincolo de aceasta este adevărul revelat al lui Dumnezeu în Iisus Hristos și în Sfânta Scriptură. Și atunci noi aflăm adevărul în Domnul Iisus Hristos. El a spus în Ioan 14:6: Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Nu pot să separ, exact cum a spus dumneavoastră, nu pot să separ adevărul de Domnul Iisus Hristos. Adevărul este în Domnul Iisus Hristos. Dacă tot am vorbit și despre foarte mult despre conceptul mântuirii, am vorbit despre cunoaștere, am vorbit despre cunoașterea lui Dumnezeu, despre adevăr, despre har, dar aș vrea să vă invit să vorbim puțin despre iertare. Cum schimbă venirea Domnului Iisus Hristos în lume conceptul acesta sau mijlocul în care noi suntem iertați față de Vechiul Testament? Ce aduce nou întruparea Domnului Iisus Hristos în spectrul acesta al iertării? În spectrul iertării, întruparea Domnului Iisus Hristos și jertfa sa pe calvar aduce însăși iertare, însăși ștergerea păcatelor și posibilitatea ca omul să primească neprihănirea lui Dumnezeu sau drepturile Domnului Iisus Hristos de a ajunge la Tatăl. Deci înseamnă că nu era iertare în Vechiul Testament. Când a zis însăși, înseamnă... Era iertare, dar calea de iertare nu s-a schimbat. Este prin credința în ceea ce face Dumnezeu. Uh-huh. Omul, înțelegând că este neputincios, nu poate să trăiască la nivelul standardelor lui Dumnezeu. Faptele lui bune nu pot să compenseze faptele lui rele. Pentru că dacă știi să faci un bine astăzi și nu-l faci, adaugi un păcat. Dar dacă faci binele pe care Domnul ți-l pune în față, aceasta este datoria de astăzi. Cum poate să compenseze datoria mea de astăzi, binele pe care l-am de făcut, cu răul pe care l-am făcut în trecut? Deci ideea aceasta că fac un bine acum ca să-mi șteargă un rău și la urmă e acea balanță în veșnicie și voi fi judecat după câte fapte bune am făcut. Ideea aceasta este nebiblică. Noi nu putem ca să fim iertați decât prin ceea ce face Dumnezeu. Iar
cei din Vechiul Testament erau iertați tot prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Jertfa Domnului Iisus Hristos este valabilă pentru toți oamenii din toate timpurile. Cei din trecut priveau în viitor la jertfa Domnului Iisus Hristos, la ceea ce urma să facă Dumnezeu pentru iertarea lor, noi privim în trecut, către cruce, către jertfa Domnului Iisus Hristos. Cum primim iertarea? Așa cum au primit-o și din Vechiul Testament, prin credința în Dumnezeu. Deci, mântuirea, iertarea, o a realizat-o Domnul Iisus Hristos, o oferă tuturor și ea se primește prin credință. Așa au primit-o cei din Vechiul Testament, așa o primim și noi, și dacă cineva va ajunge în prezența lui Dumnezeu, acesta ajunge în Raiul lui Dumnezeu, în Cerul lui Dumnezeu, doar pe baza unicului Mântuitor al lumii, Domnul Iisus Hristos. Deci, principiul este același, în schimb, jertfa este unică, atât pentru ei cât și pentru noi, și acest lucru ne face ca să înțelegem, cum spuneați, că nu putem să găsim căi colaterale, mijloace colaterale în a dobândi iertarea de păcate, tot efortul nostru. Interesant este că mi-a plăcut imaginea care ați folosit-o, această imagine de balanță, care noi gândim iertarea, faptele bune, faptele rele. Dumnezeu a înlocuit balanța cu crucea. Dacă ar fi să ne uităm din perspectiva Logosului, celui care comunică despre Dumnezeu și a venit în lumea noastră, cum este întruparea, un act de teologizare? Ce învățăm despre ideea aceasta de transmitere a mesajului despre Dumnezeu? Noi, cei care trăim în lumea aceasta, cum ar trebui să o facem când mă uit din perspectiva întrupării? Faptul că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, care s-a întrupat cu scopul de a realiza mântuirea oamenilor și a aduce pe oameni în cer cu sine, faptul acesta este însăși esența teologiei. Pentru că Dumnezeu ne vrea cu sine, ne vrea să ne aducă la El. Și aceasta s-a realizat prin Domnul Iisus Hristos. Întruparea sa, venirea sa ca om, este absolut necesară pentru ca noi să avem o relație personală cu Dumnezeu. Și întruparea sa a făcut posibilă ca și noi să fim transformați după chipul său. Și lucrul acesta este iarăși o realitate. În 2 Corinteni 3 cu 18 spune că noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Deci această transformare a noastră se face de către Duhul lui Dumnezeu prin, după chipul Domnului Iisus Hristos, omul desăvârșit. Apoi, Domnul Iisus Hristos, chiar și acum, în cer, mijlocește pentru noi. Stă la dreapta Tatălui și mijlocește pentru noi. Și dacă o singură fracțiune de secundă El nu s-ar gândi la noi, atunci noi ne-am dezintegrat în gândirea noastră, în trupul nostru, în absolut tot. Ființa noastră s-ar dezintegra fără ca Dumnezeu, Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt să se ocupe de noi în fiecare fracțiune de secundă. Domnul Iisus Hristos este Creatorul Universului, dar și Susținătorul Universului. Și El mijlocește pentru noi. Deci, cu alte cuvinte, a venit Dumnezeu în persoană, în expresia și în chipul de om pe care Domnul Iisus Hristos l-a luat. Și acest lucru, într-un fel, aduce pentru noi, poate, o implicație, nevoia de relație atunci când te apropii de cineva pentru a-i vorbi despre mântuire. Asta cred că este una dintre implicațiile discuției noastre. Ce ne puteți spune despre aspectul acesta? Adică Dumnezeu n-a stat distant,
imanența, transcendența, am discutat despre ele, faptul că El este în afară, dar totuși a venit în spațiul nostru. Ce ne puteți spune despre această nevoie de relație atunci când noi învățăm principiul acesta de teologizare, aducerea adevărului în relații cu ceilalți și a mântuirii? În Ioan 17 cu 3, Domnul Iisus spune, este rugăciunea pe care Domnul Iisus o are înaintea Tatălui și spune: și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Acest trimis face legătură, face referire în principal aici, în Ioan 17, pentru că urma după aceea jertfa pe cruce, la întrupare și al cunoaște pe Dumnezeu. Tatăl al cunoaște pe Dumnezeu Fiul care s-a întrupat, aceasta înseamnă viață veșnică. Și viața veșnică, viața în Biblie înseamnă relație, înseamnă comuniune. Omul, în momentul în care a păcătuit înaintea lui Dumnezeu în grădina Eden, el nu a murit fizic sau spiritual, sufletește. El a continuat să existe, dar spiritual s-a întrerupt legătura lui cu Dumnezeu. Deci s-a rupt. N-a mai fost legătură între om și Dumnezeu. Și în felul acesta, omul, partea interioară, a ajuns ca să se degradeze. Pentru că nu avea legătură cu Dumnezeu, Dătătorul vieții. Tot așa moartea fizică. Moartea fizică nu este dispariție, anihilare. Atunci când moare trupul, moare omul, dispare. Nu. Ci partea imaterială, partea spirituală, se separă de partea materială. Iar partea materială, cea fizică, biologică, se degradează. Însă partea spirituală continuă să existe. Tot așa, din punct de vedere spiritual, omul care este mort în greșeli și în păcate, adică separat de Dumnezeu, omul ajunge ca să să reia legătura cu Dumnezeu prin cunoașterea lui Dumnezeu și Tatăl și a Fiului. Deci, cu alte cuvinte, relația e foarte importantă și Dumnezeu a venit aproape de noi ca să ne aducă ceea ce noi aveam nevoie, și anume mântuirea pentru sufletul nostru. Mai avem foarte puțin timp și trebuie să încheiem. Vreau să vă întreb un aspect, să zic, practic pentru noi, cei care cu ajutorul Domnului vom sărbători întruparea Domnului Iisus Hristos. Suntem într-un context special. Toată lumea își face probleme cum anume vom sărbători. Ce sugerați de aceste sărbători, în lumina discuției pe care am avut-o, uitându-ne în această perspectivă a Scripturii, ce ar trebui să facem noi? Probabil unii nu vor reuși să meargă într-un locaș de închinare. Probabil. Nu știm cum va fi situația. Probabil nu va mai exista așa multe întâlniri, posibilitatea de a relaționa cu rude, cu cei credincioși. Ce ar trebui să facem noi? Cum am putea să sărbătorim nașterea Domnului Iisus Hristos anul acesta într-un fel diferit, dar totuși menținând ideea, esența acestei sărbători? Orice problemă are și o parte de oportunitate. Și eu zic să vedem aici partea de oportunitate, în sensul că nu o să mai punem foarte mult accent pe tot ceea ce se punea înainte, cu tradițiile, cu mâncare, cu întâlniri, ci putem să punem accentul pe această relație cu Domnul Iisus Hristos, Cel întrupat. Putem să sărbătorim nașterea Domnului Iisus Hristos într-o închinare autentică, spirituală, care nu este împiedicată de nimic. De nimic nu poate fi împiedicată. Au fost oameni care au fost în temniță și au putut ca să dea slavă lui Dumnezeu. De exemplu, Pavel. Și Iona din pântecele peștelui s-a putut ruga lui Dumnezeu. S-a putut ruga, o rugăciune, da, din străfundurile mării. Și
putem ca să aducem o închinare plăcută lui Dumnezeu. Prin rugăciune, prin citirea Bibliei, prin imnurile pe care le putem cânta. Nu trebuie neapărat să cânte alții, un cor, un grup de închinare, un solist foarte talentat. Să înălțăm noi glasurile noastre către Dumnezeu. Și putem ca să facem lucrul acesta pentru cine poate ca să participe la un serviciu de celebrare a nașterii Domnului Iisus Hristos, să o facă cu mare bucurie și să participe. Pentru cei care nu vor putea, că poate vor fi și, adică sigur, vor fi și persoane care vor fi în izolare sau poate chiar bolnavi, pot ca să se închină înaintea lui Dumnezeu. Chiar și pe patul de spital, pe patul de suferință, un om poate să rostească numele Domnului Iisus Hristos și să-i mulțumească pentru că a venit pe pământ, să se închine înaintea lui. Pentru cei care nu l-au primit încă pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor al lor personal, pot să cheme numele Domnului: Doamne Iisuse, intră în inima mea, naște-te în sufletul meu. Vreau ca să te cunosc și să trăiesc pentru tine. Știu că tu ai murit și pentru păcatele mele. Dă-mi iertarea de păcate. Și o rugăciune simplă, rugăciunile acestea sunt adunate înaintea tronului de har al lui Dumnezeu, înaintea cerului slăvit. Și spune că cerul întreg se bucură atunci când un singur păcătos se pocăiește. Atunci când un om își recunoaște nevoia de mântuire. Cum poți să celebrezi mai bine nașterea Domnului Iisus Hristos decât lăsându-L în inima ta, ca El să fie, să se nască în inimă, ca El să fie Mântuitor, ca El să fie Domn. Și fiecare dintre noi, chiar dacă l-am primit pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor al nostru personal, noi numai uniți cu El putem trăi o viață plăcută înaintea Lui. Și lucrul acesta îl putem face. Și putem să sărbătorim și chiar să înălțăm numele Domnului Iisus Hristos chiar și printr-un telefon pe care îl dăm, printr-o urare pe care o facem, printr-un telefon pe care îl dăm poate cuiva care este în suferință și printr-o rugăciune pentru persoana aceea și să-i aducem înaintea Domnului Iisus Hristos. Deci, este o oportunitate să ne concentrăm pe celebrarea spirituală, dacă cealaltă, care își are importanța ei, cealaltă de relații, de întâlniri, de masă festivă și așa, dacă acestea nu mai pot fi făcute ca în anii precedenți. Domnule rector, vă mulțumesc mult pentru că în seara aceasta ați fost împreună cu noi în acest dialog despre un adevăr care nu se va șterge niciodată. Este adevărul lui Dumnezeu, adevărul despre întruparea și mântuirea sufletului nostru. Vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația și sperăm că vom putea continua și pe alte subiecte la fel de interesante și folositoare și pentru cei care ne ascultă. Vă mulțumesc pentru invitație. În seara aceasta a fost împreună cu domnul rector Ieremia Rusu, rector al Institutului Teologic Creștin după Evanghelie Timoteus. Și vestea bună pe care vrem să vă dăm într-o lume a veștilor rele este că anul acesta putem sărbători nașterea lui Iisus Hristos. Această sărbătoare vine printr-o relație cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și această relație nu poate să oprească nimeni, nu poate să o întrerupă nimeni. Deci ea, invitația noastră pentru toți cei care vă pregătiți pentru această sărbătoare, apropiați-vă de Dumnezeu, căutați să-L cunoașteți, mărturisiți-vă păcatele înaintea lor, lui Dumnezeu, și cereți-i Lui iertare în așa fel încât sărbătoarea aceasta să nu fie oprită nu de autorități, nu de contextul în care suntem, ci de propriile noastre păcate. Atunci când le vom rezolva și când le vom aduce înaintea lui Dumnezeu prin crucea Domnului Iisus Hristos, noi vom avea o sărbătoare permanentă. Vă doresc o seară bună și la revedere! Thank you.